Bună ziua, sunt Mihai și mi-au plăcut foarte mult aceste episoade de tips and tricks despre cum putem să reducem consumul de combustibil, realizate de Gabi împreună cu Ioan Nagel de la Ostransport. În toate aceste episoade am vorbit despre o tehnologie existentă, despre Euro 6 diesel, despre camioane ce folosesc combustibil neregenerabil, fosil, și despre cum putem să reducem consumul de combustibil al acestor camioane, realizând două lucruri în același timp. Putem fi profitabili, reducând acest consum de combustibil, și putem cheltui mai puțin bani pe combustibil, și în același timp reducem și nivelul de dioxid de carbon și, practic, impactul nostru asupra mediului înconjurător și al planetei. Dar ce se va întâmpla în viitor? Care sunt alternativele pe care le avem pentru sistemul nostru de transport? Știm astăzi două lucruri. Unu, că până în 2050 tot sistemul de transport trebuie să treacă la un alt sistem, un sistem care nu va folosi combustibili fosili neregenerabili. Acesta este un lucru, iar al doilea este că toate statele de pe planetă au semnat tratatul de la Paris, prin care și-au asumat că temperatura globală nu va mai crește cu încă 2 grade Celsius, pentru că acest lucru va fi fatal planetei noastre. Dar cum va arăta viitorul? Care sunt soluțiile? Se pare că soluția vine de la sursele de energie regenerabilă. Haideți să vorbim despre energia eoliană, energia produsă de vânt. Există astăzi state pe planetă care își asigură tot necesarul de energie din această sursă, state precum Danemarca sau Portugalia. De exemplu, în Marea Britanie, astăzi, se produce de două ori mai multă energie din vânt decât din cărbune. Iată că această energie are o creștere din ce în ce mai mare. Haideți să vorbim și despre energia solară. În 2000, estimările erau că până în 2010 nu se va putea instala mai mult de un gigawatt putere instalată dintr-o astfel de sursă de energie. Aceste așteptări au fost depășite de 10 ori, iar numai anul trecut de 98 de ori. Lucrurile se întâmplă, se întâmplă cu o viteză rapidă și se întâmplă în direcția care trebuie, numai că, practic, toată lumea trebuie să-și dea mâna și trebuie să pună umărul pentru ca schimbarea aceasta să fie la nivelul întregii planete. Costul de producție pentru energia eoliană, cât și cea solară, a scăzut foarte mult. Iată că aceste două tehnologii devin cu adevărat competitive și deja sunt mai multe domenii în care sunt mai ieftine decât producția de energie din combustibili clasici fosili. Dar ce se va întâmpla în sistemul nostru de transport în viitor? Specialiștii văd posibile astăzi patru scenarii. Primul este că în anul 2050, de exemplu, majoritatea vehiculelor vor fi propulsate de motoare electrice și practic vom avea un sistem de transport total electrificat și cu o infrastructură necesară pentru acest lucru. Al doilea scenariu spune că vom avea foarte multe vehicule care folosesc biocombustibili regenerabili. Este o soluție foarte la îndemână pe termen scurt, Scania o are chiar și astăzi la îndemână. Problema este că nu există suficientă suprafață agricolă pentru a genera suficienți biocombustibili pentru toate vehiculele care vor fi pe drum în anul 2050. Mai mult de 20% dintre acestea nu pot merge cu biocombustibili. Al treilea scenariu este că vom avea vehicule cu pile de combustie care folosesc hidrogen. Este o tehnologie care a luat startul un pic mai greu, pentru că a fost o tehnologie foarte scumpă, dar ea poate deveni și va deveni competitivă. Iar al patrulea scenariu este că vom avea un mix dintre aceste tehnologii. Vom avea vehicule electrice, vom avea vehicule cu hidrogen, vom avea vehicule cu biocombustibili, vom avea poate autostrăzi electrificate, în funcție de locul în care ne aflăm pe planetă și de specificul acelei regiuni. Rămâneți alături de noi, pentru că împreună vom construi viitorul, viitorul în transporturi, dar mai ales viitorul planetei și ceea ce lăsăm urmașilor noștri. Vă mulțumesc și stați alături de noi!